Pacienții aflați în evidențele cabinetelor de oncologie din județul Giurgiu au asigurate medicamentele pentru tratamentul cancerului. Cel puțin anul acesta, teama de a nu avea medicamentele de care viața lor depinde nu va mai exista. Moleculele, așa cum este cunoscut tratamentul de specialitate în anumite forme de cancer, au fost aprobate de Casa Națională în baza analizării dosarului de pacient. La noi, la Giurgiu, este un aspect bun, zic eu, că din 1661 de dosare aprobate, noi, Giurgiu, am avut doar 4 inițieri. Consider că nu suntem chiar așa bolnavi. Deci 4 inițieri pe oncologie și 4 depistați și inițierea tratamentului. Am avut doar 4 dosare care au fost aprobate. Și am avut 4 dosare pentru continuarea tratamentului, care și acelea au fost aprobate. Deci noi în luna septembrie am avut 4 dosare. Din nefericire, tot în luna septembrie am avut un deces în spital și acea persoană a ieșit de sub tratament. Numărul solicitărilor aprobate privind eliberarea acestor tratamente a fost de 1661. Unii pacienți au fost considerați neeligibili pentru că nu aveau toată documentația medicală la dosar. Cele 87 de dosare returnate pacienților nu sunt considerate respinse definitiv, ci au fost date spre completare. Din cele aproape 1700 de dosare aprobate, 4 sunt ale unor pacienți din Giurgiu nou intrați în programul de oncologie și alți 4 pentru continuarea tratamentului care necesită tratament cu molecule scumpe. Ca o premieră la nivelul sistemului de sănătate din România, în luna septembrie, la sfârșitul lunii septembrie, toate dosarele pentru tratamente scumpe, acele molecule care se folosesc în oncologie, au fost aprobate și nu mai există listă de așteptare. Unele tratamente costă câteva mii de euro pe lună și din cauza bugetului redus a apărut acest sistem de aprobare pe bază de dosar. Pastilele cele mai solicitate sunt cele pentru tratarea cancerului la sân, a celui colorectal și a cancerului pulmonar. În județul Giurgiu, numărul bolnavilor de cancer este unul destul de mare. Aproape 500 de persoane se află în evidențele casei, însă numărul acestora este cu siguranță mai mare și asta o spune chiar președintele casei Giurgiu, pentru că foarte mulți merg la medici oncologi din București și se află în evidențele acestora.